Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz, pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Anchetă în infern de Rodica Ojog Brașoveanu. Întâi de toate, vă mulțumesc încă o dată când sunteți alături, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja să dați click pe clopoțel ca să fiți sigur că veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, să dați un like dacă v-a plăcut și eventual un share și bineînțeles să-mi lăsați un comentariu deoarece îmi face mare, mare plăcere să vă citesc comentariile. Acestea fiind spuse, să începem! Prolog În ochii bătrânului stăruia o bucurie domoală. Soarele despica frunzele castanului presărându-le cu stropi de aur. Mâna îngustă cu degetele neliniștite alunecă în plasa rezemată de piciorul băncii. Un tramvai, pe Cobălcescu, acoperi zumzetul viespii. Țesea zigzaguri nervoase în jurul cireșului japonez. Caliciile rumene se deslușau pictate pe cerul albastru și privirea bătrânului se umezi. Destrămate de boarea dimineții, petale roza albe înfloreau un în văzduh. Câteva fetițe cu breton și coadă de cal strânsă în șnururi de lână a la Nadia Comăneci încercau să le prindă scoțând peta scuțite. O doamnă în vârstă, înaltă și suplă, se opri lângă bancă. Bătrânul îi făcu instinctiv loc, fără să o privească. Femeia se așeză, netezindu-și fusta în dreptul genunchilor. Strecură o privire fugară în stânga ei, și degetele îi rămaseră agățate de nasturile taiorului cenușiu. Cercetă atentă profilul unghiular al bătrânului, cântării cu un ochi sigur linia elegantă a costumului, cravata azurie cu picouri mărunte, albe. Un surâs cald îi tremură în colțul buzelor. Scotoci în poșetă, nimerind greu bricheta și pachetul cu țigări. Declicul metalic îl trezi pe bătrân. Întoarse o privire posomorâtă. Femeia îi zâmbea. În ochii lungi, trași spre tâmplă, scânteiau lumini jucăușe. Cireșii, șopti, Vestiții dumite ale cireși japonezi. Pe vremuri, mi-a impuiat capul cu ei. Bătrânul căscă ușor gura. Glasul, glasul acesta amplu, din piept, palma deschisă, cu degete drepte care țin țigara, Capul îngust cu temple delicate. Alexandra! În sfârșit! râse femeia tulburată. Ai rămas la fel de frumoasă! Lasă-mă să te privesc! Doamne, sfinte! Habar, n-ai de câte ori m-am gândit la dumneata! Sunt atât de bucuros că te văd! Femeia au jnete zipărul încărunțit. Îl purta ca și altădată, nodat într-un coc greu pe ceafă cu două grafe de aur. Și eu mă bucur. Nu știu cum să-ți spun. Colonel? General Cristea? Pensionar, draga mea, pensionar. Oricum tot acolo ajungi. Privirea femeii căzu pe plasa de la picioarele bătrânului și amândoi izbucniră în râs. Ia urt? întrebă Alexandra. Ia urt și încă ceva. Scotocin buzunarul de la piept și scoase triumfător un flacon alb. Râsul umplu de lacrimi ochii Alexandrei, pentru o clipă pe obrazul brăzdat, înfloriră mugurii verzi de odinioară. Zaharina! Exact! După cum vezi, am prevăzut totul matematic. Cișmigiu, iaurt, zaharină și cireșii japonezi. Cristea clătină capul, cercetând-o cu plăcere. Îl bucurau, ca și acum 30 de ani, noblețea trăsăturilor, eleganța desăvârșită a trupului suplu, mâna puternică, liniștită, mână de om capabil, cu mult, cam prea mult sânge rece, care se odihnea pe fermoarul poșetei din piele de șarpe. În butoniera de la rever, Alexandra înfipsese două pansele brumării. Spunem, ce faci? Ce-ai făcut în atâta amar de vreme?" Glasul îi vibra, dar bătrânul nu încercă să-l stăpânească. Am muncit mult și acum sunt la pensie. Nimic original. Te alinți. La un moment dat toate ziarele se ocupau de tine. Devenise și un adevărat star. M-am bucurat când te-au făcut directoarea institutului. Ești un medic grozav, Alexandra. Am fost. Spune-mi, te-ai recăsătorit? Doctorița își ridică bărbia și Cristea recunoscu zâmbind mișcarea aceea a ei, particulară. Nu!" Repetă după o pauză. Nu, îmi intrase în cap că n-am noroc și am renunțat definitiv." Își descheie jacheta. Era cald. Soarele ajunsese în dreptul băncii, le-a zvârlea pled fierbinte peste picioare. Să știi că am fost fericită." Mă bucur, Alexandra. Dacă nu erai dumneata..." Copilării," spuse repede bătrânul, ai fi izbutit oricum, nu se putea să nu izbutești. O Alexandra Macarie va câștiga totdeauna." O șuviță de fum se desprinse de pe buzele femeii. Dâra albăstruie se împleti cu pulberea de aur a văzduhului. Există împrejurări când nu e de ajuns să vrei." Să știi să vrei." Îi atinse mâna, îți datorez mult." Nu o spun de complezență." Dacă nu te-am căutat niciodată în acești ani... Știu, Alexandra, surâse brilând Cristea, ai vrut să uiți. Să uiți și să o iau de la capăt. Trebuia întâi să mă obișnuiesc cu ideea că sunt liberă de orice servitute. I-a brusc o privire profesională. Ascultă, cum stai cu tensiunea? Bătrânul clipi râzând și ret. Încă pot să iau un coniac la Monte Carlo. Masa se afla pe marginea lacului. Umbrela portocalie filtra lumina, rumenindu-le obrajii. Era ciudat să-ți amintești aici, sub cerul înalt de primăvară, sorbind lichidul auriu de iarna aceea cumplită. M-am gândit de multe ori, spuse Alexandra, dacă prin absurd mi s-ar oferi posibilitatea să fiu iar tânără, să mi se mai întâmple ceva asemănător nopții aceleia de la Tâncăbești, n-aș primi. Așa ni se pare șopti Cristea. Nu, sigur n-aș primi. Ochii castanii ai bătrânului larg deschiși urmăreau distrați bărcile pe lac. Au fost ani păcătoși, grei, foarte grei, rosti pe gânduri. Războiul, seceta, cartelele, negre, galbene și roșii, foamea cumplită din ochii oamenilor. Părea că nimic nu va stâmpăra vreodată. Mi-amintesc. Nevastă mi cumpăra ulei în sticluțe de 100 de grame. Rar mâncam macaroane cu nuș și zahăr. Era adevărată sărbătoare. Ne dădeau de furcă tot felul de indivizi suspecți, creând o adevărată de bandadă. Oamenii se simțeau dezorientați, se sufocau pur și simplu sub avalanșa evenimentelor pe care nu îi puteau să le înțeleagă, să le catalogheze. Unii parcă își pierduseră capul. Busola era cuvântul la ordinea zilei. Excrocii, șantajiști, ordinari, speculanții, logodnicii de profesie n-au avut parcă niciodată victime mai docile. Știți ce n-am ghicit până în ziua de azi, Alexandra? Cum s-a descoperit taina individului ăla? Am uitat cum îl chema. Doctorița a respirat adânc, o umbră întunecă privirea. Vladimir Dumitrașcu. Habar n-am. După o lună însă a început șantajul. Dădeam jumătate din salariu, uneori mai mult, și îmi zdrobeam creierii. Cine e? Cine e acest Dumitrașcu? Cum și de unde a aflat? Au trecut aproape treizeci de ani și tot nu știu. O inteligență drăcească. Mihaila, Stratian, eu, Monica, Gheorghiu. Niciunul nu mai eram copii. Făcea din noi tot ce poftea. Cinci paiațe nenorocite care plăteam fără să crăcnim. N-am uitat niciodată noaptea aceea. Începuse viscolul și vântul mă călca pe nervi, îmi urechile. Simțeam că n-am să mai rezist. Capitolul 1. Weekend la Tâncăbești Doctorița Alexandra Macarie se desprinse în figurată de fereastră. S-a pornit viscolul. Avea o voce joasă, bine timbrată. Bărbații nu-i dăduzără atenție. Jucau brigi. În fundul încăperii, sub abajurul imens, Eleonora Olaru o privi scurt, apoi continuă să croșeteze. Era o femeie în vârstă, ștearsă. Lumina portocalie nu izbutea să invioreze obrajii. Arhitecta Monica Ciuvăț se ridică speriată. Fiscolește? Alexandra Macarie răspunse în silă. Da. Eleonora Olaru se scărpină cu Andreaua și își strânse buzele. Monica, îi e frică. Mereu e frică. Se uită la cele două femei prinse în cadrul ferestrei, pe lângă silueta doctoriței dreaptă, nervoasă, bine strânsă în rochea de lână, Monica Ciuvăț plină, risipită în curbe moi, părea vulnerabilă. Pe chipulele unor reolaru trecu adierea unui zâmbet. O oiță, o oiță și o lupoaică. Își întoarse privirea spre ceilalți invitați. Inginerul Dan Mihail împărța cărțile surzând îngăduitor. Din când în când își fura cu coada ochiului feciorul. Lui Gistratian, muta în permanență țigara groasă de foi dintr-un colț al gurii în celălalt. Degetele lui Mircea Gheorghiu, savantul, cum mi se mai spunea, crengi contorsionate fremătau de nerăbdare. Bătrâna Eleonora lăsă lucrul pe canapea și adună cu mișcări experte ceștile de cafea, și scrumierele pline. Fratele său, avocatul Olaru, uscat și noduros, cu ochi scăpărători, plantați pe o față ascuțită de fau, de păun, mormăi iritat. Iar te fății Ce naiba! Bătrâna păru să nu-l audă, întrebă încet. Mai bei, Alexandra? Și arătă ceașca. Doctorița întoarse capul, cocul negru răsucit pe ceafă, din care ieșau două grafe de aur, îi scotea în evidență nobleța trăsăturilor. Nu, mulțumesc! Monica Ciuvă ți își ridică obrazul rotund, întrebă pe un ton plângăreț. Nu plecăm! Avea un glas cu inflexiuni răsfățate, glasul care poartă și la 50 de ani guler de școlăriță. Plecați pe dracu! Izbucni pițigăiat avocatul Virgil Olaru. De ce să plecați mâine-i duminică? Bombănii cu ochii pe geam. Le-a apucat zorul! Doctorița se opri în fața calendarului de perete, 14 decembrie 1949, rupse fila și o mototoli, își sprijini toată greutatea pe spătarul fotoliului. S-a stricat vremea, dacă nu ne grăbim, rămânem pe șosea. Inginerul Mihailo, atent la joc, se interesă de circumstanță. Crezi? N-ai decât să te uiți. Ia vezi tu șerbane. Șerban Mihailă, fiul inginerului, un adolescent în haină blămarin cu dungi, reiterare pe puncte a stofelor diploma dinaintea războiului, se ridică. La încheietură purta neglijent ceasul pătrat cu brățară de piele cenușie. Semăna mult cu inginerul, dar Eleonora Olaru își zise că îi lipsau fermitatea și stilul acestuia. E încă tânăr. Clar, conchise șerban dând perdeaua la o parte. Aici rămânem. Afară, vârtejurile de zăpadă se încoloceau șerpi în jurul stâlpilor de telegraf. Țipătul crivățului sugera urlet de lup înfometat, arse de frig troiene. Mircea Gheorghiu sări brusc de pe scaun. Jocul se isprăvise. Părul vâlvoii cădea caraghios pe fața dolofană, iar ținuta totdeauna neglijentă sfăcea făcea impresia că omul a ieșit în ultima secundă dintr-o casă incendiată. 23. trei... 24, 25. Hmm. Bătrâna răsuci firul de lână pe degete. Cine ar crede că zăpăcitul ăsta e una sunt fizică? Mircea Gheorgheu, pipăi agitat și inutil piepții hainei, buzunarele pantalonilor, apoi își trecu degetele prin păr. Gata, băieți, echiparea! Avocatul ăla își frecă mâinile. Trebuie să fiți nebun să plecați. N-am văzut viscol ca ăsta de 20 de ani. Luigi Stratian, răsturnat comod în fotoliu, examina silueta bondoacă a fizicianului. Își scoase havana din gură. Pe Edison îl bate nevastă sa dacă întârzie. He, he, he! Râse încântat ca unul căruia nu i s-ar fi putut întâmpla niciodată așa ceva. Cela e pe teren, declară Gheorghiu. Adăugă sincer. Cum aș fi venit altfel singur? Evident, se amuză Stratian. Arhitecta Monica Ciuvăț se agăță de brațul doctoriței. Mâinile îi ardeau, spuse pe un ton ciudat, înspăimântat și imperativ în același timp. Trebuie să plecăm. De ce? Se interesă rece Alexandra. Fetei îi dă dură lacrimile. se întoarce spre Mihăilă și înfipse degetele în mâneca lui. Trebuie! Inginerul se crispă imperceptibil. Ochii duri priveau mâna Monicăi, așa cum mai privi o insectă care ți se urcă pe haină. Fata îi sesiză repulsia, deschise gura rotundă și se desprinse moale. Dan Mihailă zâmbi aproape concomitent, încercând să atenueze impresia penibilă. Fii liniștită, să o vedem ce putem face. 41, 42, 43, unul pe față, două pe dos, trebuie scăzut, dar are reflexe de animal, și seamănă cu un animal. E un individ periculos, îl simt. Ce caută ăsta aici? Îl vedea mai bine scormonind cu târnăcopul după aur în pământare, uscat. S-a născut prea târziu pentru asta. Hmm, un aventurier cu stil. Îi Virgil îi place. Îi place și Alexandra. Aceeași stofă. Bunicul ar fi zis condotieri. Șerbană-și privi tatăl. Ce facem? Inginerul ridică din umeri, N-am deloc chef să rămân în zăpezi pe șosea. De altfel nici nu pornește motorul pe gerul ăsta. Monica Ciuvăț izbucni în plâns. Focul ardea în cămin, foc clasic cu butuci încrucișați și jar gros, cu scrâșne din timp, determinându-te să te gândești la urgia de afară. Focul haumeurilor din land, unde vântul nu ostenește niciodată. Oamenii înghesuiseră fotolile în jurul căminului și Alexandra își zise că respira atmosfera unei invitații la vânătoare într-un castel vechi cu nume sonor luat din cartea de istorie. Monica se ghesuise în jils cu picioarele adunate sub ea. Suspina din când în când, frecându-și ochii umezi. Eleonora se uită la ghemul din poală. Plânge. De ce plânge? Sau se preface? Mircea Gheorgheu îi demonstra bătrânului Olaru că existența farfuriilor zburătoare, semnalate după explozia de la Hiroshima, nu e o poveste. Vorbea de ființe licheni, inteligențe superioare cu aspecte fizice neobișnuite, altele decât ale pământenilor. Avocatul râse și savantul înfierbântat ridică glasul, gesticulând dezordonat. Ce tip obositor! Reflectă Mihailă, sorbindu-și încetișor coniacul. Îi place gălăgia fără educație. Și se întoarse satisfăcut spre fiul său. Ținea spatele drept, coatele perfect lipite de trup, picioarele corect încrucișate. Asculta cu interes. Inginerul își mângâie obrazul, osos, bine ras. Un exemplar reușit, cu adevărat reușit. Mă întreb dacă se liniștește până mâine, spuse Luigi Stratiano, prindu-și un căscat. Caragios! Crozav de caragios! Ce anume? Se interesă savantul. E suficient să tușească nițel cerul și să a dus dracului toată tehnica. Hai că-i de râsul lumii. Țineți minte vorba mea, a stăm la primăvară. Să te răsturna confortabil în fotoliu, expunându-și ciorapii negri, bine întinși. De altfel e destul de vesel aici, coniac fin, societatea agreabilă, conversație subțire, ce mai? Weekend la tâncă bești, râse gros. A, nu, Sipă, Monica, mâine cu orice preț plecăm!" Se corectă." Plec!" Inginerul Mihailă îngână mecanic. ne e greșit!" Ce isterică! O prefer pe Alexandra, dură, dar cel puțin nu leșină când vede un păianjen." Se uită instinctiv la doctoriță. Privea concentrată focul și poate din cauza flăcărilor chipului căpătase o expresie pătimașă. Nările dilatate palpitau, ochii verzi, deschiși ca muguri în prima zi de aprilie cu soare, scăpăra un fricoșător. Inginerul încercă o senzație fizică neplăcută. Flecărire o vreme. Luigi Stratian îi informă unde s-a stabilit ghinea și cu ce se ocupă nevastă s-a rămas în țară, cu cât a vândut Odet Costescu, un covor din secolul al XVIII-lea, care dintre fostulești falimentari s-au hotărât să intre în câmpul muncii. Avocatul își privi ceasul. Știți că e târziu? Eleonora, ai grijă de așternuturi. Tu și să câit, te rog. în amfipse Andreele lenghemul de lână și dispăru ca o umbră. Luigi Stratian început să râdă. I se vedeau dinții surprinzător de albi. Mircea Gheorgheu și întrerupse nedumerii în demonstrația. De ce râzi, domnule? Ignorându-l, Stratian se uită peste capul lui Olaru. Ești mare, coane! De ce? Uite așa! Continuă să râdă. Trupul Alexandrei se destinse. Se lăsă pe spate, trecându-și degetele peste ochi. Odaia, chipurile celorlalți se păreau roșii. Se simți brusc, neliniștită, cu inima inexplicabil grea. Regreta că a venit. Întâlni ochii inginerului Mihail reci, inflexibil, și simți o mână de gheață alunecându-i pe șira spinării. Eleonora intră fără zgomot. Puteți urca?" se adresă tuturor. Am ceva de lucru," spuse bătrânul Olaru, ridicându-se cu greutate. Voi, dacă vreți, mai rămâneți." Se ducea în birou să asculte BBC-ul. Războiul s-a isprăvit de cinci ani coane, observă Luigi Stratian încheindu-și scurta de vânătoare din antilopă, cam uzată la coate. Și? Americanii au altele pe cap. Avocatul ridică din numeri, ajuns în capul scării, ascultă un timp vuietul furtunii, clătină din cap și ieși. Mihailă se uită la fiul său. Ce zici, șerbane? Știu și eu. Nu-i nici zece. Îl iubește, reflectă Alexandra. Dragoste de cloșcă, nefirească la un asemenea bărbat. Îl simțea tare. Tare, așa cum îl trădau gura, bărbia despicată, chipul de cremene, glasul egal, gesturile măsurate. Monica aștepta ca doctorița să dea tonul. Savantul, rămas fără interlocutor, își plimba ochii prin încăpere. În avocatului, aparatul de radio transmitea ultimul șlagăr. Rochița cu puncte pe puncte, ce mi-am visat-o într-o zi, am cumpărat-o pe cartelă din micile economii. Un bruiaj puternic înlocui melodia. Luigi Stratian ridică de pe masă un vas cu gâtul subțire și îl cercetă competent. Splendid! Vreau să-l pună la loc, dar gestul se opri brusc la jumătatea drumului. ce e asta?" arhitecta sări, ceilalți se întoarseră. Stratian ținea în mână un plic mare, albastru, si l visit sufocat. Vladimir Dumitrașcu se uita la fiecare lung, concentrat. Pe chipurile tuturor se așternuse groaza. Unde l-ai găsit? Se interesă inginerul Mihailă, primul care părea să-și fi recăpătat sângele rece. Eleonora Olaru scoase o exclamație ușoară. A, ah, am uitat, m-a Virgil să-l expediez. Virgil? Da, Vladimir Dumitrașcu e pseudonimul lui literar. Publică în feroviarul. Se întrerupse. Oaspeții o priveau cu ochii ieșiți din orbite. Evident, trebuia să-mi imaginez. Luigi Stratian Pălise își slăbi nodul de la cravată. Nu se poate, nu se poate, e absurd. Alexandra Macarie duse mâna la gât, vena jugulară, se zbătea vie ca un șarpe. Trebuie să-mi țin firea! Ce situație îngrozitoare! Hmm, niciodată nu m unșe la presimțirile!" și veni să râdă îngrozitor. Ce coșmar! șopti Monica Ciuvăț. Se gândi la el, mereu, în pijamală, pândă cu obrazul neras. Numai de nu s-ar speria, de n-ar face o prostie!" Obrajii bucălați lui Gheorgheu se acoperiseră de sudoare, o sudoare rece, lipicioasă. Ce s-a întâmplat?" strigă șerban Mihăilă. Îl privi pe taică -sou. Ce ai? Ce s-a întâmplat?" repetă înspăimântată ca un ecou Eleonora Olaru. Doctorița se ridică prima, luând o pe fată de braț. Monica nu se simte bine," îi spuse încet, dar hotărât. Hai la culcare, am să-ți dau un calmant." Inginerul Mihailă își înfipse degetele în stofa fotoliului. Înțelese brusc, înțeleseseră și ceilalți. Eleonora șterse cristalul măsuței și pipăi pachetele goale de Virginia Verzi și Ada Cale. Am rămas fără țigări. Privi pendula suspendată deasupra căminului. Mai erau câteva minute până la zece. Trebuie să treacă costică de la depozit se strecură în antreul înghețat. Era fric și femeia se înfioră sub șalul bătrânesc cu ciucuri roșii. Trase zăvorul împingând dușa. Abia se deschise. Zăpada năpădise treptele de la intrare. Vifornița o izbi în față, scântei de zăpadă ca niște ace. Făcu semn omului de pe cealaltă parte a drumului și așteptă în spatele ușii închise tropăitul cizmelor. Paznicul intră scutrându-și zăpada de pe umeri și poalele șubei. Frigului îi se fața ca un roșu emailat, amintind chipurile joviale de băutor de bere din tablourile vechi. A vreme cu coană. Când am făcut colțul la farmacie, m-a dat arostogolu. Gimirlia lunea vintilă, nici nu se mai vede. Râse domol. Deci că-i un dăm ceva. Să-ți dau o tărie costică să te încălzești. Propuse Eleonora Olaru. Focul trosnean, cămin, mirosea cald a tutun paznicul oftă de plăcere, răsfirându-și degetele înghețate deasupra flăcărilor joase. Eleonora îi puse pe colțul mesei o ceașcă de bulion fierbinte și un păhărel cu țuică. Costică bău rachiul, rachiul dintr-o dată, gemând voluptos. Trupul îi se scutură ca electrocutat și clocoti din buze. Era trăznește cu coană să Mai vrei? Își trânze șalul în jurul umerilor firavi. Am rămas fără costică, fără țigări costică și casa plină de oaspeți. Poate ai dumneata. O detunătură cu ecou amplu, înfricoșător, sparse liniștea casei. Eleonora-și simți inima, nod dureros. Alergă pe scări urmată de paznic. Îi văzu pe ceilalți buluciți în ușa biroului și își făcut loc. Răsturnat în fotoliu, Virgil Olaru Zăcea împușcat. Capitolul 2. Noapte de groază Nu m-ar surprinde să nu funcționeze telefonul, spuse Mihăilă luând receptorul în mână. Alminter de mult nu mă mai surprinde nimic. Ceilalții urmăreau gesturile buimaci. Ce vrei să spui? Chipul inginerului se destinse brusc. Alo, centrala, domnișoară, dă-mi urgem Bucureștiul, miliția! Alo, miliția! Crezi că mai ajung în noaptea asta? Îl întrebă cu voce albă doctorița Alexandra Macarie. Mihai ridică din numeri. Nu știu. Mi se pare aproape imposibil. Mai degrabă ăștia de aici, șeful de post, s-a adus pasnicul după el. Vreau să treacă mai departe. Alexandra l-a Cine crezi că a făcut-o? Adăugă în șoaptă. Îți dai seama că ucigașul e unul dintre noi. asta e limpede, oricine din noi avea motiv să o facă. Inginerul Dan Mihailă o privi fără să răspundă. Monica Ciuvăț aștepta gemuită în fundul patului. Umerii rotunzi, cam grași, tresăreau convulsiv, ochii întunecați priveau fix înainte. Face o criză de isterie, gândi doctorița. Se așeză obosită și își desprinse cocul. Părul negru-i căzu cu zvârcoliri vii până la centură. Monica își mușcă buzele să nu țipe. Parcă o vedea pentru prima oară. Seamănă cu o meduză. Doctorița întoarse capul. Vrei un calman? Trebuie să dormi. Nu. Răspunsul venise prea repede. De ce? N-am nevoie. Începu să tremure. Alexandra Mototolis, pasmodic, cearșaful. Ar fi plesnit cu plăcere obrazul rotund și palid al monicăi. Se întinse încrucișându-și mâinile sub cap. Privi intens peretele din dreapta. Se clatină. Dumnezeule! închise ochii strâng în pleoapele, apoi îi deschise încet. Se clatină, de fapt. E același perete. Nu, nu e același. Acolo atârnă tabloul. Fotografia mea. Ce stupid, doamne, ce stupid! Retrăia filmul unor nopți de coșmar când privirea se întoarce brusc spre perete. Pumni puternici zbesc zidul, cheamă. Auzi răsuflarea sacadată a fetei își duse mâna la gât. Nu, nu trebuie să mă gândesc, nu trebuie. Nu vreau, altceva e important acum. Șopti, dormi? Fata nu-i răspunse. Minte, nu doarme, se preface. Nu dorm, răspunse în gând Monica Ciuvăț. Avea ochii grei de lacrimi, desluși printre gene silueta doctoriței. Nici ea nu dormea. Desigur, nici el. Garsoniera, plină de cărți, el se prelinge pe lângă pereți, nu deschide niciodată fereastra, nu aprinde lumina, nu răspunde la telefon, pășește în vârful picioarelor. Pijamaua, mereu pijamaua, a câta? Mese în doi, de revelion, caraghios și dramatici în haine de seară, două fantome camuflate care tresar la orice zgomot, aprind lumânările roșii din brăduțul brumat. Șampania le colorează obrazul. Sună la ușă. Cine? Bărbatul se crispează. Liniștește, de portărea portăreasa. Criză de nervi cu dinții încleștați în pernă. De alături se aude totul. A uitat să meargă orice ar fi, trebuie să iasă. Vrea aer, stradă, trotuar, repede. Haina, cravata, dacă te printe, o moară. Ei și orice, dar să se termine odată. Se luptă în fața ușii. Bărbatul o doboară. Lacrimi. A trecut criza. Bea mult, mereu. Au bani. În fiecare zi cumpărături la celălalt capăt al orașului. Nu trebuie să atrag atenția. Băuturi scumpe, trufandale, țigări străine. Se vorbește mereu de o nouă stabilizare. Dar dacă? Își scoase picioarele de supătură. Auziră suflarea regulată a Alexandrei. I se păru că a adormit se apropie de ușă în vârful picioarelor și o deschise fără zgomot. Pe buzele doctoriței alunecă un zâmbet. Inginerul Mihailă trase pătrua peste Șerban, un gest instinctiv. Șerban se simți înduioșat. Ei doi au fost totdeauna burlaci, mereu de mână. La meci, în vacanțe, duminica la prânz, în restaurante mari, unde Șerban învață că trebuie să mănânce fără să schimbe furculița, dintr-o mână în alta, să râdă discret să nu atragă atenția. Apoi serile lungi de vară când privesc din balcon forfota străzii. Singuri, ei doi. Singuri și la șosea în plimbări interminabile noaptea târziu. Tata vorbește rar, cumpănit. Din întreaga lui ființă se degajă liniștea. Și totuși. Uneori își scutură repede capul ca și cum ar vrea să alunge un gând. Mihăilă stă nemișcat. Poate rămâne așa ore întregi, ca un transă, simte ochii deschiși ai băiatului. Nu o să înțeleagă niciodată. Nu poate. E o chestiune de imaginație ci de vârstă, de construcție. De deci ce îl vede mereu un pantalon scurt cu un ciorap căzut peste gheata cu șireturile desfăcute? Spune-mi, cum a fost când te-au prins nemții? Mai spune-mi odată, tată! Ochii copilului sunt lucioși și insuportabili în bucuria lor anticipează peripețiile tatălui erou. Inginerul își înăbuși oftatul, se ridică în capul oaselor, pândind răsuflarea băiatului, apoi ieși din încăpere. Șerban privi ceasul cu cadran fosforescent și sări din așternut. Mașina gemea, luptând din răs puteri să învingă vijelia. Roțile derapau, vântul se opunea vrăjmaș și maiorul Cristea, înghesuit într-un colț, se întreba neliniștit de dacă nu-și vor petrece cumva, noaptea blocați pe șosea. Alături locotenentul drăgan și încleșta maxilarele, ori de câte ori cauciucurile patina un gol. Maiorul îi examină trăsăturile crispate cântării fixitatea privirii. Întreaga ființă vibra odată cu motorul. Voință sau încăpățânare? Își doreze mă capul de portieră încerca aceeași tristețe, cuibărită undeva în fundul sufletului, aceeași neliniște care preceda fiecare anchetă. Ajunsă pe o porțiune de șosea măturată de vânt, mașina se repezi cu toată viteza înainte. Luigi Stratian își răsuci trupul gros și strivi țigara în scrumieră. În o daie plutea fumul puturos de trabuc. Se făcuse frig. Ce noapte! îl străfulgeră gândul că toată viața lui fusese o succesiune halucinantă de nopți. Numai nopți. Nopți de beție gălăgioasă, chefuri de pomină continuate în apartamentele prietenilor de o zi, nopți de veche când se comandă whisky și la un semn discret, chelnerul îi aduce o sondă cu apă colorată, ceai probabil, nopți în care trebuia să pară beat, bon om și pus pe confesiuni sentimentale, nopți de teatru, un joc subtil, joc de nuanțe. Teatru joacă și celălalt. Face eforturi să-l convingă că e un client oarecare. Propunerea vine târziu, spre dimineață. Își strânse cămașa peste grumazul asudat, rămase nemișcat și, pentru o clipă, inima încetă să-i bată. Încerca acut sentimentul unei descoperiri, soluția. Se îmbrăcă cu gesturi sigure și ieși fără să-i se audă pașii. Ce ușor se mișcă la asta, ca un brigand! Mircea Gheorghiu goli paharul cu apă, avea celul gurii uscat, buzele arse. De -o -o cum și cum nu-și dau seama? Grătarul obloanelor proiecta pe dușumea linii lungi, paralele ca niște gratii. Savantul se crispă, a avut imaginea închisorii cu celule întunecoase, reci, așa cum văzuse cândva, de mult, într-un film. Își cu degetele prin părul des, Hm, tâmpenii! La urma urmei nu e obligatoriu să afle, iar toate poveștile cu superdetectiv țin de literatură. Își privi mâinile, tremurau, se sculă din pat și părăsi grăbit odaia. Dar Mihaila traversă culoarul cu pași muți, își simți trupul vargă de oțel, o încordare care îi amintea alți ani. Ca și atunci nu era teamă, Ochii, vârful degetelor, deveniseră antene extrem de sensibile care îl avertizau cu cel puțin câteva secunde înainte. În biroul lui Virgil Olaru, întunericul întinsese un voal străveziu. Cadavrul era rece, parcă ar fi atins o statuie. Găsi cheile în buzunarul și nu auzi nimic și totuși a avut senzația că cineva umblă la ușa din baie. Mihaila se ascunse în spatele bibliotecii. Stratian se ridică gâfâind. Mi-a luat-o altcineva înainte. Desigur na panul de Mihailă. Înjură și își repezi piciorul cu sete în trupul nensuflețit. Doamne Dumnezeule, ajută-mă! Arhitecta Monica Ciuvăț abia se ținea pe picioare, făcu câțiva pași, lovindu-se de mobile, trecând dormitorul lui Olaru și început să tragă desertare. Pe zidul alb, silueta Monica -i Ciuvăț se contura perfect. În spatele draperiei, cineva abia își stăpânea răsuflarea. Mircea Gheorghiu scoase cărțile din rafturi. Zece, douăzeci? Hmm, e o tâmpenie. Sunt mii de volume. Totuși, trebuie să încerc. Eleonora Olaru apăsă pe comutator. Biroul se umplu de lumină. Din spate, o mână i-a stupă gura. Așa trebuie să fie sfârșitul. Dacă nu zbutesc, dacă totul a fost degeaba, mă sinucid. Hotărâre de gheață, lucidă, definitivă, care îi aduse liniștea. O liniște binefăcătoare, caldă, ca un soare obosit, asfințind dulce peste lanuri pline de rod. Pe obrazul lui Mircea Gheorghiu somnul desena un zâmbet și o lacrimă. Maiorul Cristea, înalt, subțire, cu lodenul pe umeri, privea în jurul lui. Drumul până la Tâncăbești fusese o pacoste și acum îi era frig în casa asta cu odă înalte. La biroul victimei, locotenentul Drăgan scria de zor într-un carnet. notații mute pentru ochii lui Cristea, căruia nu-i trecuse niciodată prin minte să se ocupe de stenografie. Tânăr în meserie, Drăgan întocmea tot felul de fișe pentru uz personal, cataloga rigid, operând doar cu valori absolute. Concluziile erau logice, dar cu acel ceva inerent rigid și artificial, care transformă un anuar statistic într-un buletin pur informativ. Poți, desigur, îi spusese locotenentului, să-mi calculez cât oțel revine pe cap de locuitor, dar nu cât oțel consumă, practic popescu, să zicem. Iar noi avem de-a face cu popești. Trebuie redusă scara. Și atunci, fatal, te ciognești de amănunte care n-au nimic de-a face cu statistica. O durere surdă îi se cuibări în coșul pieptului. Îl apăsă cu amândouă mâinile. Da, știu că s-a umblat pe aici, nu glumă!" observă maiorul. Aluneca pe lângă mobilea, stâmpărându-și un zâmbet vag. Poftiți? Spuneam că s-au umblat urme peste tot, cărțile vraiște, sertarele forțate." Băieții au luat toate amprentele. Peste câteva ceasuri, cel mai târziu mâine, vom afla rezultatul. Crezi că sunt interesante? Ce anume? Amprentele astea." Drăgană și încruntă sprâncenele blonde, avea o față pătrată, maxilare puternice și ochi albaștri, reci, în general un chip pe care nu-ți-l poți imagina fără ochelari cu ramă subțire, metalică. Spuse abia mișcându-și buzele. Gândesc că ne-ar putea sugera cel puțin un crâmpei din filmul Nopții. Cristea zâmbi. Mai puțin decât am deduce singuri, mult mai puțin. Că s-a căutat ceva, elimpede. limpede. Putem conchide lesne din aspectul general al încăperii, ca să nu mai vorbim de cele câteva detalii semnificative. Urma unei brichete pe marginea prăfuită a scrinului, acționat o femeie, unghiile lungi au desenat niște virgulițe arcuri de cer care aureolează au amprenta ovală a brichetei. Pe perez a fost șters la o înălțime de circa 1,70 m. Deci, un bărbat foarte înalt, presupun, a ascuns în acest unghi al bibliotecii. În căzută pe parchet, certific o acțiune recentă. Și exemple mai sunt. Locotenentul se apropie de zid. Da, urma e vizibilă, dar calificați o persoană de 1,70 m ca foarte înaltă? Dragul meu, când stai sprijinit de un perete, îl atingi cu omoplații, eventual cu umerii. Adăugă, deci, circa 20 cm gâtul și capul. Nu, nu acolo, pe dreapta, supraveghea ușa. Vre-gan făcut repede o schiță. Putem presupune că s-a tras din unghiul ăsta. Cu alte cuvinte, omul rezemat de zid și ucigașul ar fi una așa aceeași persoană. Exact. În niciun caz. Asasinul se află în fața biroului, sprijinit de bibliotecă. Glonțul a plecat perpendicular pe țintă. Izbit în frunte, avocatul a căzut pe spate. dacă îmi permiteți, te rog, te rog, de ce n-am presupune că olarul tocmai întorsese capul atras de un zgomotoare care? pentru că, primind astfel șocul, trupul trebuia să alunece pe unul din brațele fotoliului. Oftă! Din păcate, raționamentul nu prea stă în picioare. Niciun raționament în sensul ăsta. La urma urmei, cine mă poate asigura că, din momentul crimei, până la sosirea noastră, cadavrul nu a fost atins? Da. Mai își roti privirea. Aici s-a căutat ceva. Acel ceva care ne interesează și are importanță. Îl întrerupse țârâitul telefonului. Cristantin se mâna. Da? Glasul procurorului răzbătea slab. Ne-am împotmolit la otopeni. Te aud greu. Preiei ancheta. Apoi nu se mai auzi nimic. Viscolul izbea cu pumnii în ferestre. Lemnăria veche gemea sub îmbrățișarea furtunii. Departe, zările trudeau din greu să răzbată prin vârtejurile de zăpadă ridicate de vânt. Capitolul 3 roadele șantajului. Eleonora Olaru se opri lângă bibliotecă. Avea o modestie în care maiorul Cristea desluși dorința constantă de a trece neobservată repulsia omului delicat de a deranja printr-o prezență stridentă. Femeia improvizase un toliu decent. Rochea neagră îi accentua paloarea obrajilor scobiți. Părea bolnavă și fragilă. Am venit să iau o carte scoase un volum greu din bibliotecă și dădu să iasă. Maiorul Cristea îi zâmbi. Vreți să luați puțin loc?" adăugă. Mi se pare ciudat că trebuie să fac oficii de gazdă la dumneavoastră în casă." Bătrâna îl privi limpe de ochi. Nu-i casa mea, oricum. Merit mustrarea. Nu v-am oferit nici măcar o cafea." Maiorul, sincer încurcat, încercă să depășească momentul, emițând scuze și amabilități de circumstanță. Din câte am înțeles, sunteți sora defunctului. Locuiți împreună? Da, după moartea părinților, Virgil m-a luat pe lângă el. Zâmbi. Am îmbătrânit amândoi. El n-a vrut să se însoare mie. Nu mi-a permis sănătatea să își ghebez un cămin. Vila însă îi aparține. A, A cumpărat-o înainte de război. Știți cum era atunci, De într-un proces îți luai o casă. Cunoașteți probabil imobilul stil brâncovenesc de pe Zalomit. Lângă cismigiul cunosc. L-a câștigat istrate Micescu ca într un într-un proces care făcuse vâlvă. Noi am rămas la tâncăbești. Liniște aer curat, profesional vorbind, nu-l dezavantaja pe fratele dumneavoastră? Clienții sunt comozi, nu se prea deplasează și chiar din punctul lui de vedere mi se pare ne la îndemână. Avea un birou pe splaiul unirii chiar vis-a-vis -vis de tribunal. Dormea acolo când se strica vremea ori era preocupat. În același apartament locuiește și Henry Dima. Cristea și încruntă sprâncenele. Heri Dima? Prietenul lui Virgil, de fapt prietenul casei. Vine des la noi. Vara stă cu săptămânile. Azi noapte a dormit aici? Femeia înclină capul. Părea să-și domine cum îl curaj durerea. Nu o trăda decât tremurul nervos al mâinilor pe care încerca să-l stăpânească frământând coperțile volumului din poală. Văd că încă nu s-a sculat, Firește, după tevatura de azi noapte, s-o fi culcat târziu. Azi noapte, Harry nu s-a trezit. Cum e posibil? Aerul își duse mâna la piept. Dumneavoastră ați auzit de tunătura din hol, iar el, la câțiva metri, doar nu s-a trezit? Dima e beteac, domnule major. Folosește un aparat acustic pe care, desigur, în timpul somnului îl scoate. Înțeleg, fără îndoială v-ați dat seama că asasinul fratelui dumneavoastră este unul din cei șapte oaspeți găzduiți în casă. Bănuiesc pe cineva? Nu trebuie să vă considerați angajată cu nimic și nici să nu vă gândiți la eventuale consecințe. Nu comentăm opiniile, țin foarte mult să cunosc punctul dumneavoastră de vedere. Bătrâna clipii din genele decolorate m-a spus în mare dificultate domnule major. Sunt o prieteni vechi de-a lui Virgil. Unii foși clienți, cu alții se cunoaște din tinerețe. Fratele meu era un om sociabil, nu se simțea bine fără lume. S-a stat tornicit obiceiul să se întâlnească aici, evident, cel puțin o dată pe săptămână. Sâmbăta îi considera moaspes permanenți de-ai casei, cum s-ar zice. Nimeni n-a bătut vreodată la ușa noastră degeaba. Ospitalitate, consilii juridice, bani pe care Virgil zâmbi. Nu-i mai reclama niciodată. Desigur, sunt oameni, au și ei păcate, însă n-aș putea învinui pe nimeni cu conștiința împăcată. Așadar, conchise maiorul Cristea, mobilul asasinării avocatului Olaru vi se pare foarte bine camuflat. Un fapt însă rămâne cert. Oaspeții dumneavoastră au căutat ceva. Maiorul arătă dezordinea încăperii. Eleonora Olaru privi peste umărul lui. Șopti. Aveți dreptate. Azi noapte am intrat în birou. Am vrut să aprind o lumânare după datină. Am întors comutatorul. Cineva pe la spate mi-a stupat gura și a încercat să mă stranguleze. Când mi-am revenit, era întuneric. Cristea observă urmele vinete de pe gâtul bătrânei. Ce credeți că s-a căutat? Știu eu, domnule major. Dacă erau de altă condiție, puteam bănui că au vrut să jefuiască. Dar oamenii ăștia nu sunt niște borfași. Nu v-a atras nimic atenția înainte sau după comiterea crimei? Eleonora Olaru își strânse șalul, ezită un timp, apoi spuse: Ar fi ceva, un amănunt. Pe moment, n-am acordat importanță, dar acum mi se pare ciudat. Aseară, după ce fratele meu s-a retras, ceilalți au mai rămas la un păhărel de coniac. Luigi Stratian a descoperit atunci o scrisoare. Ce fel de scrisoare? Câteva materiale pentru o revistă literară din capitală. Fratele meu scria versuri, dar, în sfârșit, nu se prea publicau. Luigi Stratian a citit numele destinatarului. Vladimir Dumitrașcu explică pseudonimul de care uza Virgil și când l-a pronunțat pe fețele tuturor s-a așternu groaza. Da, ăsta e termenul, o groază care le descompunea chipurile. După aceea s-a depășit momentul și a urcat în odăile lor. Aveți cumva scrisoarea aceea? Desigur, făcu Eleonora Olaru nedumerită. A rămas jos pe masă, am văzut-o acum câteva minute. Maiorul Cristea se întoarse spre locotenentul Drăgan. Ești amabil să o aduci? Bătrâna tresări și scoase o mică exclamație. Nu-l văzuse pe locotenent. Se ridică ținând volumul la subsioară. Maiorul descifra autorul, Hegel. Titlul era scris cu caractere gotice. Vorbiți germană? Femeia și-a zvârlit capul pe spate. Am două licențe, domnule major. N-am putut profesa din pricina sănătății. Încerc o admirație vecină cu invidia față de poligloți. Locotenentul a în cadrul ușii. Scrisoarea a dispărut. Îndată ce rămaseră singuri, maiorul se întoarse spre fereastră, își lipi fruntea de geamul rece privind urgia de afară. Vladimir Dumitrașcu. Se pare că aici e cheia întregii enigme. La cealaltă extremitate a încăperii, locotenentul Drăgan nota conștiincios în carnet declarația bătrânei. Da, așa s-ar părea. Cert e un lucru. Cel puțin din punctul de vedere al unuia din musafir și, când spun asta, mă gândesc la asasin, conținutul scrisorii era de maximă importanță. Maiorul își sprijini coatele de pervaz. Conținutul? Desigur! Al cum să-mi explic dispariția plicului. Corelația dintre existența scrisorii și moartea avocatului este evidentă. Eu aș opina pentru altă corelație. Hai să vedem cum s-au petrecut lucrurile aseară. Prietenii familiei Olaru își petrec de regulă sâmbătă în căbești. Deodată, cineva descoperă că gazda are un pseudonim, Vladimir Dumitrașcu, și stupefiat comunică faptul celorlalți. Urmarea? Pe chipurile invitaților, după cum declară sora victimei, se așterne groaza. Groaza! Ce i-a îngrozit? Scrisoarea sau pseudonimul? Pseudonimul, firește. Perfect! Asta înseamnă că musafirii au avut o revelație înspăimântătoare. Avocatul duce o existență dublă. Olaru este prietenul dezinteresat și agreabil, dovadă că e căutat în mod constant, iar Vladimir Dumitraș, cu cealaltă ipostază a victoarei victime, omul capabil să stârnească groaza. Încep să înțeleg. Câteva minute mai târziu, bătrânul moare. Se pune întrebarea. De ce a fost ucis? Din răzbunare pentru că avocatul le-a trădat prietenia sau pentru că moartea lui era dezirabilă? În ce sens? Maiorul și a simtit privirea undeva departe, în vâltoarea de afară. În ce sens poți îngrozi pe cineva? Luigi Stratian apăsă pe clanță, ușa se deschise fără zgomot. În o daie nu era nimeni. Cercetă precaut coridorul, apoi se apropie de pat. Blana și poșeta doctoriței se aflau alături. Ezită un timp și în cele din urmă strecură scrisoarea sub saltea. Maiorul Cristea privi intrigat fotoliul victimei. Pielea era roasă și pe alocuri sfâșiată. Brațele fusese răcârpite neîndemânati cu pânză de sac. Se aplecă cercetând o gaură stupată cu grijă la extremitatea de sus a spătarului. Cineva lipise un petic din același material de mărimea unei morede. Cristea încercă cu unghia și peticul se desprinse ușor. A fost lipit de curând. Investigă gaura cu degetul mic, apoi, mânat de un gând, își desfăcu briceagul, tăind atent cu sătura tapiseriei. Scormonii încet ze grasul și extrase din scheletul de lemn un glonte. Drăgan se interesă fără să-și ascundă uimirea. Cum l-ați descoperit? Simplu, când din cauza uzurii pielea unui fotol e pur și simplu distrusă și numai o singură gaură, mai mică decât celelalte, este reparată, chestiunea dă de bănuit. Prima greșeală și sperăm că nu ultima. Ridică glontele la înălțimea ochilor. A, același calibru cu cel care l-a ucis pe Olaru. 9 mm. Lungimea glontelui 11,4 mm. Înseamnă că s-a tras cu un pistolet Beretta model 1932 sau Astra observă competent locotenentul, și că cineva, din motive care îmi scapă, a încercat să ascundă existența celui de-al doilea glonte. Gândește-te la lucrul ăsta! Maiorul Cristea a coborât treptele mângâind balustrada lustruită. Am discutat cu paznicul de la depozit, raportă de locotenentul. Declarația lui coincide perfect cu a eleonorei Olaru. Bătrâna n-avea țigări. L-a chemat înăuntru și a servit ceva tare. Îl mereu, Exact în acest moment au auzit împușcătura. Împușcătura? Da, imaginați-vă, pretinde că a auzit o singură împușcătură. Ciudat și... S-au repezit pe scări peste capetele celorlalți, au văzut victima căzută la pământ. Rămaseră pentru o fracțiune de secundă, țintuiți locului. Șapte perechi de ochi priveau intens. Doamne Dumnezeule, ajută-mă! Imploră Monica Ciuvă, ținând strâns buzele palide. Inginerul Mihailă luase expresia aceea caracteristică de animal hăituit pe care Șerban nu i-o știa. Maxilarele îi jucau, întinse mâna după țigări. Nu mi-ar păsa, o mi-ar păsa deloc. Surprinse ochii băiatului de o curiozitate insuportabilă. Pentru prima oară îi simțea povară și chipul îi se întunecă. Luigi Stratian își mângâie obrazul plin. Nu par cine știe ce presare ăștia. În fond, totdeauna m-am descurcat. Să nu exagerăm. Mircea Gheorghiu zâmbea. Avea o lumină ciudată în ochi, ceva de iluminat. Se simțea la hotarul vieții calm, lucid. Ce înseamnă în fața veșniciei 30 sau 100 de ani? Ce înseamnă 50 de ani în istorie? Își văzu îngropăciunea și îi dă dură lacrimile. Trupul, carnea, oasele, trăsăturile astupate de câțiva metri cubi de pământ. Trupul devenit obiect. Harry Dima își fixa aparatul acustic în urechea mare, depărtată ca o aripă de liliac. Cel în vârstă pare delicat, plin de bun simț. Celălalt e tânăr, prea tânăr. Alexandra Macarie scoase o exclamație ușoară. Mihaila se întoarse brusc. ce cu ea? Știa să se stăpânească mai bine. Maiorul Cristea se uită la doctoriță. sări brusc și se apropie, zâmbind luminos se înclină reverențios și sărută mâna întinsă. Dumneata? Cu adevărat dumneata? Alexandra râdea nervos. Locotenentul Drăgan inventarie grupul dintr-o privire. Te gândeai, fără să vrei, la peisaje de argint, limpezi, cu pinguini și urși albi, toate înghețate.